Bucurie mare pentru cei peste 200 de elevi din Craiova care au văzut astăzi de aproape ce înseamnă munca de polițist. Cel mai mult copii au fost încântați de câinii de serviciu, folosiți în diverse misiuni de oamenii legii. Mi-a plăcut când câinele când l-a mușcat. Ți-ar plăcea să fii polițist? Ce crezi tu că face un polițist? Apără oamenii. Mi-a plăcut foarte mult la câinii când îi spuneai să ridice lăbuța și el o ridica, dădea noroc cu tine și mi s-a părut foarte frumos. Tu știi ce face un polițist? Are grijă de noi și ne păzește orașul. Este o meserie foarte importantă. Polițistul arestează infractorii. Și e bine că îi arestează? Da, pentru că infractorii sunt răi, fură banii, răpește oameni și îi bagă la închisoare polițiștii. Îi oprește de a face rău. Spune-mi, te rog, în ce te-ai îmbrăcat tu astăzi de ziua poliției? În polițist. De ce? Pentru că am vrut să fiu și eu polițist, să văd cum se simte. Și cum te simți îmbrăcat așa? Foarte bine. Ce știi tu că face un polițist? Da, amendă la oamenii care, de exemplu, nu respectă legea. Și ți-ar plăcea să fii polițist când o să fii mare? Da, dar mă mai gândesc. Polițiștii dolgeni le-au fost alături copiilor și au fost încântați să le arate tehnica și echipamentul din dotare. E grea meseria de polițist? Dacă faci ceva ce îți place, nimic nu e greu. Dar este o meserie care presupune multă muncă, multă abnegație, dăruire, sacrificiu. Riscuri sunt? Cu asta ne ocupăm. Datorită pregătirii, să zicem, le controlăm. Meseria de polițist presupune și riscuri. Cu toate acestea, în ultimii ani, tot mai multe femei au ales să îmbrace uniforma de om al legii. De mică îmi doream, când vedeam femeile polițiste îmbrăcate pe stradă în uniformă, eram și eu, mamă, vreau și eu să fac asta. Și din liceu, de prin clasa a noua, când am intrat în liceu, am optat pentru meseria aceasta și am reușit până la urmă. În fiecare an, pe 25 martie, este sărbătorită Ziua Poliției Române, în același timp cu sărbătoarea creștină a Bunei Vestiri, al cărei simbol se afla pe primul steag al Maria G, preluat ulterior și pe actualul drapel al Poliției Române.